În privința Brexitului, acordul agreat deja între Regatul Unit și UE27 reprezintă cel mai bun instrument pentru limitarea consecințelor negative ale retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană pentru asigurarea certitudinii juridice pentru mediul de afaceri și pentru garantarea drepturilor cetățenilor. În urma primei respingeri a acestui acord în Parlamentul Britanic, ca președinția Consiliului Uniunii Europene, vom întreprinde acțiunile necesare în orice scenariu posibil, în coordonare cu instituțiile europene și celelalte state membre. Astfel, vom depune eforturi pentru facilitarea adoptării măsurilor propuse de Comisia Europeană pentru a ne asigura că Uniunea este pregătită corespunzător pentru retragerea Marii Britanii în orice scenariu. Prioritatea pe care am urmărit-o în negocierile cu Londra a fost protejarea drepturilor cetățenilor europeni din Regatul Unit și o vom urmări și mai departe, astfel încât să diminuăm pe cât posibil efectele negative care ar putea afecta viețile cetățenilor europeni, inclusiv, desigur, ale cetățenilor români. În ceea ce privește migrația, ca președinție, vom depune toate eforturile pentru avansarea negocierilor pe acest dosar. Siguranța cetățenilor este un element crucial și ca președinție rotativă vom continua să lucrăm consecvent pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii și pentru o punere în aplicare rapidă a instrumentelor de securitate. În acest cadru, reiterez faptul că aderarea României la spațiul Schengen reprezintă în continuare pentru noi o prioritate. Suntem convinși că acest demers poate contribui semnificativ la consolidarea securității pentru întreg spațiul de liberă circulație din Uniunea Europeană. De asemenea, vom urmări intensificarea cooperării dintre autoritățile naționale competente și a schimbului de bune practici în combaterea radicalizării în ce privește protecția spațiilor publice pentru contracararea terorismului. România a susținut în mod constant consolidarea rolului Uniunii Europene în domeniul securității și apărării, componentă importantă a proiectului european, inclusiv prin angajamente concrete cu forțe și capabilități în susținerea inițiativelor lansate în acest domeniu. S-au înregistrat progrese semnificative în acest domeniu într-o perioadă relativ scurtă, dacă ne referim la evoluțiile din partea militară a politicii de securitate și apărare comună prin lansarea cooperării structurate permanente sau adoptarea recentă a compactului civil. Președinția română a Consiliului Uniunii va acționa constructiv în sprijinirea demersurilor care vizează avansarea agendei europene în acest domeniu. În același timp, va depune eforturi pentru avansarea în continuare a parteneriatului Uniunea Europeană-NATO. Acesta trebuie să asigure complementaritatea în acțiune pentru a se evita duplicările inutile ale eforturilor și resurselor. În acest context, parteneriatul transatlantic
va rămâne o prioritate majoră a României, atât pe parcursul președinției, cât și ulterior, așa cum a fost și până acum. Acesta este un parteneriat vital, mai ales dacă vrem ca dinamica schimbărilor la nivel global să nu genereze riscuri sporite pentru securitatea și prosperitatea ambelor maluri ale Atlanticului. O altă prioritate importantă a președinției României este politica de extindere, pe baza evaluării individuale a meritelor proprii și a îndeplinirii criteriilor de aderare. România va continua eforturile pentru un proces credibil de accelerare a extinderii în Balcanii de vest. De asemenea, pentru ca politica Uniunii în vecinătate să fie coerentă, implementarea adecvată a parteneriatului estic necesită o atenție specială pentru extinderea avantajelor generate de acordurile de liber schimb în vigoare. Exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene reprezintă pentru România o oportunitate de a contribui la definirea viitorului proiect european în sensul promovării unei Europe mai coezive și mai puternice. În acest context, summitul de la Sibiu din 9 mai va fi un moment cheie. La Sibiu dorim să formulăm o viziune clară asupra liniilor de acțiune prioritare ale Uniunii Europene, care să contribuie semnificativ la definirea agendei strategice 2020-2024. Ne propunem totodată să adoptăm o declarație politică pentru a reafirma solidaritatea și angajamentul statelor membre pentru construirea unei uniuni mai puternice în plan intern și extern. Este esențial ca agenda de priorități care va fi discutată la Sibiu să corespundă agendei cetățenilor, așteptărilor lor legitime de a beneficia de rezultate concrete.